Astăzi împărtășesc cu voi rețeta de varză murată, sauerkraut. Este o varză murată în propriul ei suc. Căci, tocmai zilele acestea, Florin a pus varza murată tradițional românește în pivniță la butoi și pentru că aceea durează ceva până se termină de murat, a trebuit să punem și o astfel de varză. Noi suntem iubitori de varză, așa că voi împărtăși și cu voi rețeta pentru sauerkraut. Este o rețetă germană, dar foarte, foarte bună și foarte, foarte sănătoasă, naturală, bună pentru toată lumea. Se face rapid și o poți face oricând în timpul anului, că-i vară, că-i iarnă, nu contează, se și consumă rapid, așa că vizionare plăcută! După cum ziceam, noi suntem mari, mari iubitori de varză murată. Dintre toate murăturile, cred că varza murată este pe locul întâi la consum la noi. O consumă toată lumea, de la mic la mare, consumăm foarte multă varză murată pe tot parcursul anului, chiar și vara. Noi, dacă vrem, facem sarmale cu varză murată. Se folosește la multe mâncăruri, mai ales iarna, căci iarna gătești puțin mai gras și merge o murătură. Așa că m-am apucat eu de tăiat cât de finuț am putut varza. Am avut 6 verze rămase de la varza pe care am pus-o la butoi. Apropo, a fost soacra pe la noi când am tăiat al doilea porc și l-a ajutat pe Florin să pună varza, cât eu făceam cu totul altceva. Și au rămas 6 verze. Aceste 6 verze am zis că le punem și facem sauerkraut ca să avem varză murată mai devreme decât cea care se murează la butoi. Așa că, cum ziceam, am curățat-o bine, am tocat-o bine și după aceea am început să o sărez. După ce se sărează, trebuie neapărat băgat mâna prin ea, amestecat bine cu sarea și încercat să o zdrobiți cât de mult puteți. Acesta este un mic secret pe care l-am găsit și eu în cartea mea cu rețete în limba engleză de produse fermentate. Varza trebuie zdrobită cât mai mult ca să înceapă cu ajutorul sării să-și lase din apă, iar acea apă va face totul pentru acest sauerkraut, deci trebuie zdrobită cât mai bine și trebuie depus puțin efort pentru a face acest procedeu. Eventual să puneți pe soțul sau pe cineva mai puternic să-l facă dacă aveți prea multă varză și este prea greu de făcut. Ei, pe mine m-a ajutat și Dominic, așa că a fost ușor. El mereu vine și mă ajută. Într-o oră am terminat tot acest procedeu, 6 verze, nu-s chiar atât de multe, dar doare puțin mâna când te apuci de tocat. Și am început să o pun în borcan, ea deja a început să-și lase din apă. Trebuie găsit un borcan pe măsura cantității de varză pe care o avem. E foarte important pentru că, după cum se vede și în imagine, trebuie presată foarte, 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 foarte bine varza, să nu rămână aer înăuntru și să se umple cu zeama de la ea. Deci eu presez foarte, foarte bine cu toată puterea pe care o am eu și încetul cu încetul am umplut tot borcanul. Am avut noroc că exact varza a fost pe măsura borcanului. Și tot adaugi, tot presezi, vedeți că se vede deja că a început să lase apa. Foarte, foarte importantă acea apă, să nu cumva să o aruncați,
căci ea murează varză. Apa din varză murează varză. Foarte, foarte interesant. Mi s-a părut și mie când am aflat de această rețetă și când am și încercat-o, am zis, măi, nu se poate. Eu știam de rețeta bunicii, pui varza cu apă, dar aceasta nu necesită apă. Iar între timp, Florin pregătește capacul pe care va pune un dop din acela cu serpentină, pentru că varza nu are nevoie de aer să intre, dar are nevoie să lase aerul să iasă afară și totuși să aibă și un sigiliu, pentru că în interiorul ei se vor activa niște bacterii care o vor mura și vor ține toată acea saramură exact acolo unde trebuie, pentru a nu se dezvolta bacteriile nefolositoare. Deci este foarte, foarte important ca virgulă capacul să fie ermetic închis, iar dopul acela cu serpentină să fie sigilat eventual cu un lipici bun pe exterior, bineînțeles, sau cu un silicon bun, așa cum face Florin acum. Vă veți da seama dacă este ermetic închis prin faptul că atunci când ies bulele de aer de la fermentație, se va vedea cum ies prin acea serpentină. Dacă nu ies prin acea serpentină, este ceva în neregulă. Și cam așa arată la sfârșit. Poftă mare și vouă, sper că ați încercat sau că veți încerca și să-mi lăsați o poză sau un mesaj. La revedere!